Paula este o fetiță pasionată de animale. Momentan, dorința ei este să devină doctor veterinar. Pasiunea Paulei pentru patrupede și păsări i-a încolțit în suflet încă din frageda pruncie și a fost insuflată de tatăl ei. Locuind și copilărind într-o zonă care impresionează prin frumusețea și simplitatea ei, nu am fost foarte uimită că a dezvoltat o astfel de pasiune. În mijlocul naturii, respir frumusețea și dragostea de viață. Departe de vacarmul orașelor, de agitația din parcuri, în această oază de liniște și calm, pot să-l lași inima să se bucure de fiecare clipă de viață. Într-o dimineață, în primăvara anului 2009, razele calde și jucăușe ale soarelui anunțau începutul unei zile speciale. A fost ziua când și-a întâlnit cățelușa pechineză Piki, pe care o are și astăzi. Imaginați-vă câtă bucurie a simțit când a văzut ghemul de blăniță moale cu doi ochișori negri ca două mărgele. Era foarte prietenoasă și dădea vesele din codiță. După câteva zile, a apărut în viața ei o altă făptură gingașă și fragedă, un pui de căprioară pe care l-a numit Felin. Când s-au văzut pentru prima oară, aceasta și-a întins botul mic și catifelat spre Paula și s-a lăsat dezmierdată. Între ele s-a legat o prietenie de un an, după care Felin a fost dus la munte. Petreceau mult timp împreună, se jucau, alergau, se luau la întrecere. Căprioara se avânta ca o săgeată, zburdând de bucurie pe piciorușele subțiri. În același an, iepurașul i-a dăruit Paulei o pereche de ponei, Charlotte și Benton, pe care i-a avut până în primăvara anului trecut. Apoi a făcut schimb cu o iapă pe nume Sabrina, pe care a dăruit-o în acest an de Paște lui Andrei. Am observat că dragostea pentru animale a transformat-o pe Paula într-un copil mai responsabil și mai sensibil. E o încântare să vezi ce exprimă chipul unui copil care are plăcerea de a-și petrece timp în compania necuvântătoarelor. Sper că această pasiune să-i deschidă calea spre o înțelegere mai profundă a mediului înconjurător pentru a-l putea admira și proteja în continuare.